Salutare tuturor, mă numesc Ancea Cătălin și vreau să vă arăt astăzi cum arată făinarea. Am aici un piersic franc crescut lângă casă, nu e locul lui aici, o să-l tai. Uitați, aceste pete albicioase argintipe, frunze, vedem cum s-au sucit frunzele. Asta este făinarea. Este o ciupercă care a apărut datorită vremii nefavorabile, frig, umiditate, variații termice și bineînțeles că nu au fost făcute tratamente. Pentru asemenea boală sunt indicate tratamentele pe bază de sulf. Uitați, toate vârfurile sunt afectate. Este un piersic franc, nu a fost tratat și, repet, nu este locul lui aici. O să-l tai. A crescut lângă casă și nu am ce să fac cu el aici. Uitați, asta este făinarea. Aici. Vârfurile sunt în general afectate. Uitați, asta înseamnă. Dacă l-aș fi tratat, poate nu s-ar fi întâmplat cu el așa, dar, repet, nu am avut interes pentru că nu o să-l păstrez aici între case. Uitați, toate vârfurile sunt afectate. Sunt necesare tratamente pe bază de sulf, sunt cele mai indicate. Vă mulțumesc, dacă v-a plăcut, vă puteți abona la canalul meu.